În urmă cu aproape 3 ani mi-am luat mașina visurilor mele, între timp a suferit niște modificări și acum arată mult mai bine, dar a venit ziua în care trebuie să alegem noua mașină. Am ajuns la duelul etern între BMW și Mercedes, S-Class și seria 8 mai exact. Astea sunt cele două variante pe care mi le doresc și stați până la final să vedeți ce am ales. Salut tuturor, bine v-am găsit la un nou vlog din mașina mea actuală pe care o ador și o iubesc. Dar acest vlog nu este despre această mașină, este despre alte mașini, mi-e și rușine să vorbesc despre asta în ea, deoarece mă aude și știe că o voi înlocui curând. Țin să fac un upgrade la o mașină mai puternică, mai sportivă, mai toate cele, o mașină pe benzină mi-aș dori, așa că din păcate în vlogul de astăzi ne căutăm alta și vom testa două mașini pe care eu le am în considerare ca variante de noua mașină, anume BMW seria 8 și Mercedes S Coupe. Mergem mai întâi la băieții de la Plus Auto Trade pentru că mi-au zis că au unele variante din mașină pe care eu le caut. Le vom testa și împreună cu voi vom face comparație, plusuri, minusuri, toate în linie dreaptă. Cu ajutorul vostru poate luăm cea mai bună decizie, pentru că vă zic sincer, nici eu nu mă pricep cel mai bine la mașini și poate cu ajutorul vostru iau o decizie corectă, să nu-mi pară rău după aia, pentru că probabil va fi o mașină care va costa mai mult decât aceasta și trebuie să am grijă când fac o astfel de decizie. Simt că am nevoie să fac o schimbare a mașinii, o am de 2 ani jumate, aproape 3, chiar aproape 3 ani, așa că este inevitabil subiectul vânzării. O să știți că încă nu am terminat proiectul, trebuie să-mi vină volanul nou cu LED-uri, cu carbon, cu nebunii. Iar apoi după ce proiectul e finalizat, mă bucur și eu de ea în starea finală, o voi vinde. Nu aș vrea să pun anunțuri pe OLX, o vând, aș vrea să o vând la cineva din comunitatea mea, așa că sunt deschis să îmi trimiteți oferte, să începem discuțiile pe e-mailul de pe ecran. Poate cineva chiar este atașat vizual de mașina mea din vloguri și vrea să o aibă, așa că putem începe discuțiile pe acest mail, poate îmi faceți o ofertă și cine știe, poate va fi a voastră. Deci, vorbăria multă sărăcia omului, hai să mergem direct la Plus Auto 3 să vedem care e mașina potrivită pentru noi și care va fi aleasa. Salut Daniel, te pup! Salut, bine ai venit la noi! La Plus Auto Trade și avem în față prima variantă pe care aș vrea să mi-o cumpăr. Foarte frumoasă! Foarte frumoasă? Da, mie chiar îmi place. Parcă îți place, parcă ai renunțat la Tesla pentru ea. Bă, nu știu ce să zic neapărat. S-ul Coupe mi se pare la ora actuală cea mai elegantă și în același timp mecherească, să spun așa, mașină pe care poți să o cumperi pentru cineva de vârsta ta, adică sub nicio formă nu mă ajunge către un S normal. Că nu, niciodată nu mi-aș lua S normal. Poate mulți ar zice că nu neapărat e un upgrade de la C Coupe la S Coupe, dar credeți-mă, este cu totul altă mașină. Deci avem aici un S63. S63 AMG V8 biturbo, motorul de 4 litri, 612 cai. 612 cai. Adică eu zic că e un upgrade considerabil. De la câți cai ai după ce? 204. Aia. Doar triplu. Doar, mamă, de 3 ori nu vine să cred. Vă zic sincer, nu vă mint, este prima oară când văd un S Coupe de aproape, pentru că mereu mi-am dorit, am văzut poze cu el, mai vedeam pe șosea, dar niciodată n-am fost atât de aproape să mă uit la cineva la mașină. Sunt foarte multe detalii, aceste faruri cu cristale în ele, felul în care arată partea din față și cred că o să avem multe de văzut și în interior. Singurul lucru care probabil cel mai probabil l-ai schimbat din prima, dar nici nu se pune problema de astea, jantele și roțile. Ar merge absolut niște jantele, mie îmi plac foarte mult alea spițate. Modelul nou mi se par geniale, uite cum sunt, spre exemplu, pe... De astea am avut eu pe a mea și le-am schimbat. Le-am acasă. Mamă, mi se par superbe, adică... Vorbește de jantele Diamond Cut alea AMG, da, care sunt pe modele noi și eu am avut din fabrică pe a mea, dar eu le-am schimbat cu Venom Wheels, că nu știu, mi-a plăcut mie mai mult să fie mai agresive. Astea jantele de acum nu sunt neapărat pe sufletul meu, nu pot să mint. Nu înțeleg de ce are talonul așa mare la cauciucuri, dar asta nu e o problemă. E important de menționat totuși că este o mașină rulată care are 100.000 de kilometri. Da. Și cu toate astea cred că ar trebui să o și turăm un pic ca să vadă, nu? Hai să că vedem. Până la urmă vorbim de un motor V8. Hai un pic în spate să vedeți și diferența, pentru că la modelul, cred că după 2018, este modelul facelift și are aceste stopuri foarte frumoase, nu mai este acea dungă ca la mine la C, seamănă foarte mult C Coupe-ul meu cu S-ul înainte de facelift, iar acum sunt aceste stopuri care arată într-un mare fel și de asta mi-aș dori să fie una dintre variante S Coupe, dar să fie facelift și este o mașină care nu se mai fabrică, nu se mai fabrică de 2 ani. Oare? Nici nu se va mai fabrica, acum se va fabrica CLE-ul, este modelul nou care o combinație între C și E, din câte am înțeles, iar S Coupe nu se mai fabrică. Eu cred că va crește în valoare și va fi o mașină specială în viitor, S Coupe-ul. Hai să o turăm să vedem cum se aude. Mamă, mamă, mamă. Și cred că este stoc acum, vă dați seama? Hai. Vai, cum se aude realitate, cred că niciodată în viața asta la valierele nu vor capta
cum se au de realitate de fapt. A, dar eu sunt curios. Da. Știu că este, nu vreau să greșesc, este o mașină de 2080 de kg. Eu chiar sunt curios, pentru că este un S, e un Mercedes, o mașină luxoasă, dacă este agresivă și se simtă ăștia 612 cai, cum ar trebui? 2500. 2500? Nu te-ai informat chiar așa bine. Eu 0, cred că 3,9. E un pic mai rapid decât Tesla. 7.2 e facea mea, exact în 7.2, chiar nu înțelegeam. Da. Avem niște scaune superbe, sunt astea design-ul, foarte mișto. Bă, acum fie vorba între noi, cu toate că este modelul 2019, mie în continuare mi se pare că arată foarte bine mașina. Wow, wow, wow. Dacă deschidem motorul, în mod normal la motor scrie și de cine a fost produs, pentru că asta e o chestie specifică. Am și ținut minte cine a construit-o pe asta, Martin Hoffman. Da? Da, da, da. Deci pe fiecare S63 este numele celui care a asamblat motorul manual. Și își lasă semnătura acolo, mi se pare că este foarte tare. Deci pe afară avem un Obsidian Black, este Obsidian Black metalic. Totul este negru înăuntru, după câte vedeți. Are volanul ăsta nou AMG, care m-am zis cât de subțire. Nu știu de câte ori am avut ocazia să conduc o mașină cu volanul ăsta. Păi da, pentru că în general la volanele custom se simte un pic mai gros, pentru că în mod normal ei nici măcar nu mai șlefuiesc pielea peste care pun pielea nouă, cum ar veni. O pun direct peste pielea veche și din motivul ăsta volanele custom sunt mai groase. Toate butoanele, 6 butoane. Cred că are Distronic. Are camere 360, cred că are și Distronic 100%, da. E cam full. Avem aici sistemul audio Burmester. E cel mai tare sistem audio. E cel mai tare de pe Mercedes. Nu știu ce lipsește mașinii. Trapa este. Jantele. Asta e singura jantele, chestie. Jantele, dacă opțiuni, nu cred că îi lipsește nimic. După câte vedeți, peste tot butoane. Tocmai de asta am venit să le testăm și S-Coupe-ul și seria 8-ul, să vedem care e diferența și la câte zeci de mii de oameni vor vedea vlogul. Cred că sunt niște deștepți care să-mi dea niște sfaturi, să-mi zică, bă, ăsta ar fi mai potrivit pentru tine, pentru că, ăsta, pentru că nu, nu știu, eu nu mă pricep așa de bine. Acum, pe scurt, depinde foarte mult de tine, dacă îți plac mai mult mașinile sportive și elegante, mai confortabile, să zicem, sau vrei ceva mai agresiv și mai, să zicem, mai sportiv. Păi hai să vedem. Hai că am ieșit la tură, băieții. Este prima oară când sunt într-un S-Coupe. Nu mai zic că e S63, care este una dintre variantele pe care aș vrea să mi-o cumpăr. Și din păcate nu o conduc eu, pentru că s-a întâmplat ca mașina să fie la vânzare. Mamă, mamă. Și l-am găsit doar la prietenii mei, unde găsesc mereu mașini la Plus Auto. Mașina este la vânzare, deci în caz că îmi place foarte mult, este o variantă să o iau direct pe asta, pe care practic am testat-o. Deja mi s-au strâns aici aripioarele la scaune. Asta îmi place și mie, asta n-am vrut să te întrerup, dar asta îmi place foarte mult, treaba asta, că se ajustează după cum ai nevoie și bă, s-o simte, adică puternică, frate, nu e jucărie, 600 de cai totuși, na. Se simte, da. Cum ți se pare mașina așa, cum ținuta de drum față de ce-ul tău? Băi, mi se pare, deși e foarte puternică și are mulți cai, mi se pare confortabilă. Băi, cum sunt aripioarele astea, băi, nene. Chiar o senzație mișto, pentru că te suportă destul de bine, adică te ține destul de bine. Oare are și masaj în scaun? Cred că da, n-am verificat, dar sunt tot la eu stare. Cred că are, sincer. Sunt curios la o accelerație, cum se înfige. Îi dăm acum un kickdown. Se poate și finanța? Da, se poate finanța leasing, cu ce furnizor dorești tu, nu avem nicio preferință. Ok, 100%, nu mai fac prostia să iau mașină cu banii jos și nici nu recomand nimănui să facă asta, sincer. Asta e părerea mea. Dacă alții sunt de părere să iau o mașină de 80-70 de mii cu banii jos, să o ia. Mamă. Doamne, dar cum s-aude, chiar îmi place cum s-aude. Avem și un pic de pops and bangs, fără soft, presupun. Nu fără e făcut absolut nimic, nimic la mașină, nu? E standard. Cred că n-are nici soft, nici evacuare. Mamă. Băi, simte bine. Băi, chiar mi-aș fi dorit să o conduc, se simte bine și din dreapta. De obicei, viteza se simte mai tare din dreapta. Exact. Mamă. Bă, dar s-aude superb, deci efectiv mașina asta mi se pare că are una dintre cele mai frumoase. Se aude frumos. Nu pot să zic că mă se înfige cel mai rău. Băi, nu pot să zic asta. Pentru că e destul de grea, dar totuși până la urmă știi cum e, SUS. Cam asta a fost tura cu S63-ul coupe. Vreau și părerile voastre, că de asta facem vlogul, să iau cea mai bună decizie. Nu vreau să vă zic că m-am pripit prea mult la ce coupe. Nu zic că am avut noroc, că n-a fost accidentată, că n-a avut probleme. Eu am plătit-o înainte să o văd. Și nici nu testasem înainte un C-Coupe, nu urcasem în viața mea. Mamă, ești curajos. Eu n-am făcut niciodată. Băi, nu știu ce aveam în cap, eram atât de focusat pe vlogging și pe ce făceam pe muncă, încât nu m-a dus capul, nu știu, aveam și eu 20 de ani. Nu m-a dus capul să mă duc, frate, să o văd, eu nu am văzut-o înainte. Da. Și nici nu știam dacă o să-mi placă, pur și simplu după exterior am luat-o. După mi-a părut rău că n-a fost benzină, că chestiile astea, așa că acum le testez.
am comunitate aici, că sunt sigur că sunt și pasionați de mașini care știu să-mi zică de ce să aleg aia, de ce să nu aleg aia, de motor, dacă ăsta e bun. Na, sunt multe de luat în considerare. Impozitul, care cred că a ajuns la motorul ăsta pe la 7000 de lei, cred, pe la 4000. Parcă e 5200 la 4 litri. Că e până în 4. Că nu e peste 4, da. Gen 4-4, da, cum da, e la da. M850i. Cam asta ar fi, cam asta ar fi motorizarea pe care mi-aș lua-o pe BMW M850i 4-4 benzină. Și aici, de ce nu un S63 AMG? Dar eu știu că sunt unele cu motoarele mai mari, parcă de 5-4. Asta nu știu, ziceți-mi voi în comentarii. Și acum să trecem direct la competitorul direct, seria 8-ul. Deci la Plus Auto am găsit doar un BMW seria 8 40D, adică un motor de 3.0 diesel, dar după a doua zi un abonat drăguț ne-a dat un M8 Competition să îl testăm, care este direct competitorul lui S63, așa că am putut să facem comparații directe, dar hai să vedem cum este și acest 3.0 diesel. Bun, continuăm cu seria 8-ul. Nu avem un M850i, avem un M40XD. XD, X-Drive, da? Da. Este negru, e o culoare pe care mi-aș lua deoarece e cea mai ușor de colantat. Negru e cel mai frumos, că după aia o colantez cum vrei tu. Na, ea nu este acum, na, are chestiile astea care nu au chrome delete. Nu înțeleg aici de ce în spatele, practic, aici la radiator nu e, este închis. Se deschid astea, cred că sunt fantele de ventilație și în mod normal ele se deschid, că e un plastic care se și simte. Păi ce-mi place față de S-Coupe este faptul că este mai joasă, mai sportivă și este mai lată după câte am văzut. Nu mă așteptam în realitate, că am văzut acum de aproape S-Coupe-ul. E foarte îngust așa și ridicat. E cocoțat cumva. Asta e mai joasă și mai... mai lată, na, este mai sportivă și asta e o mașină rulată, are 60.000 de kilometri. Un preț pe măsură, 65.000 de euro, da, cu TVA. Mult mai bine ca adică, S-Coupe-ul. Deci mașina este coupe, cum doresc coupe, cum am zis și la Mercedes, niciodată nu mi-aș lua în 4 uși, deocamdată. Nu am familie, nu am copii. Dacă vrea cineva să intre, rabatând scaunele, mi le zgârie, mi le murdărește prin spate, n-are nimic. Hai să vedem și interiorul wow, un pic. Wow, are un interior special, după câte vedeți, este un interior cu maro. Ai și pachetul ăsta care se cheamă Carbon Core, care nu știu exact ce îți oferă, dar e un pachet special. Da, văd că acolo scrie Carbon Core. Da, și pe lângă asta interiorul mi se pare că arată un pic mai bine decât interiorul de S, e mai modern. Mai bine? Da, sincer chiar mai bine. Și zic și de ce. De scaunele ce? Alea mari vechi mi se par un pic bătrânești în comparație cu astea care mi se Băi, par mai îmi plac scaunele, mai sportive, mai slim, așa mai nu știu, mi se par mai okay. Da, și din câte observ aici la Mercedes, totul este orientat spre șofer. După câte vedeți și consola și totul este dus așa un pic spre șofer. Aici nu avem nimic, nu avem, cred că, nici lumini ambientale. Nu știu sigur. Adică este pentru șofer. S-ul e să stai în dreapta sau în spate. Aici e mai mult pe șofer, pe condus. Îmi place mai mult schimbătorul cum arată. Mi se pare tare rău de tot. Și pe asta o să scoatem și noi la o tură. Haide! Cred asta că pot să o conduc. De data asta. Da. În afară de asta, acum pe la exterior ce să vedeți? Jantele sunt frumoase. Bă, altceva nu le schimbă. Da, adică nu sunt jante pe care să le schimb. Diamond Cut, model frumos, agresiv. Astea sunt albastre, trierele, cred că din fabrică. Și hai să filmăm și spatele, pentru că ăsta îmi place cel mai mult, sincer. Da, e o mașină mult mai sportivă wow, mai tinerească, aș putea să zic, decât S. Wow. Mai ales că se lețește așa în partea din spate. Foarte, este cel mai sexy BMW, după părerea mea. Cel mai tineresc. Dar vreau să-mi spuneți de ce are badge-ul ăsta de M dacă e 40D. Chiar vreau să știu, dacă ziceți voi în comentarii. Știu că la M8 e M8, M850i are motorul 4.4 benzină, deși aș fi vrut să încercăm undeva, poate avem ocazia altă dată un M850i, pentru că asta ar fi motorizarea pe care mi-aș cumpăra-o. Și acum hai să vedem prima senzație pe care o am când urc la volan. Îmi plac mai mult cele de la Mercedes, n-am de ce să mint. Volanul este un pic mai grosuț, dar e un volan sport, e un volan frumos, că BMW în general nu prea mă surprinde la volane, dar asta chiar e frumos și cred că putem să-i dăm ok. Bun, băieți, am plecat la tură, am dat-o pe sport să vedem ce poate și acest diesel, deși nu e motorizarea pe care mi-o doresc, de 4.4 benzină, 525 de cai din câte țin minte. 7200 impozit. 7200 atâta la 4.4? Dar scaunele, nu? Să știi că nu mă impresionează. Nu-ți plac? Îți plac mai mult alea. Stau mai bine la mine în Mercedes. Da. Sincer. E foarte drept, nu am așa, nu e cochilie să pot să stau mai confortabil. Nu mă impresionează scaunele de BMW. Ușurel, tată. Ce mă, că și ăsta diesel se înfige. Hai să-i dăm și o talpă să vedem cum se duce dieselul ăsta. Ușor, ușor. Bă, e super. Lasă-l să stai acolo. E super senzația și mă gândesc că e diesel. O simt... Da, s-a băgat frumos, doamna. O simt ca pe o jucărie, așa, parcă nu e mașină reală, o simt ca pe o mașină de jucărie. Nu știu de ce.
Și ăsta îl simt ca pe un volan de ăsta de gaming. Bă, cam asta a fost și cu seria 8. Trebuie să luăm o decizie finală și revenim să mă mai gândesc. Băieți, pentru că ieri am filmat cu un M840D, o mașină diesel. Nu mi s-a părut o comparație relevantă între S63 și un seria 8 diesel, deși mi-a plăcut foarte mult și aceea diesel. Așa că avem în spatele nostru acum un M8, care este competitorul direct al S63-ului. Am avut un abonat drăguț care a vrut să ne pună la dispoziție acest M8 și hai să-l filmăm. Bun, cam așa se prezintă. Credeți-mă, este superb în realitate. Este prima oară când văd un M8 lângă mine în realitate și am ocazia să-l testez și să-l prezint. Are jantele pe 23, cred că sunt marca BMW. Vreau neapărat să filmăm acest spate nebun, uitați-vă un pic cum arată. Asta mi se pare cel mai sexy la această mașină. Uitați-vă un pic, după părerea mea, este cel mai reușit BMW. Nu-mi place seria 7-le nou, nu-mi place X5, nu-mi place X6-le. Asta este mașina mea preferată din marca BMW și de aceea este una dintre variantele pe care aș vrea să mi le cumpăr. Hai să vedem și interiorul. Avem scaunele de M. Uitați-vă un pic, este, nici nu este alb, este un alb spre gri așa. Mi se pare foarte interesantă culoarea. Avem volanul care este probabil volanul clasic de M. Este o consolă de carbon, emblema M8 acolo. 61.000 de kilometri. O, ce se întâmplă aici? Sistem audio Bowers & Wilkins. Este un motor 4x4, probabil că știți ce motor are M8-ul, 625 de cai, este stock și chiar sunt curios care este senzația pe drum cu ea, pentru că asta este cel mai important, după părerea mea, la un posesor de BMW, dar... Nu pot să spun că exteriorul nu este unul superb. Eu unul aș face-o negru mat sau alb perlat mat, dar este superbă și așa și hai să vedem ce poate și cum se aude. Băi, au zburat toate păsările astea, le-am izgonit pe toate, nu știu dacă mă mai aud. Vai de cap. Ce trebuie. Poate ai găsit și eu un minus la mașina asta. Unul ar fi că n-am cum să vă zic că nu mă interesează și locurile din spate, că altfel mi-aș fi luat o mașină în două locuri. Nu știu dacă știți, în seria 8 locurile din spate există în talon, dar nu prea există. E foarte puțin loc în spate, asta ar fi un minus acolo, printre singurele minusuri. Hai mă, să-i dau și eu un pic o talpă. Mamă! Mamă, nici nu mă așteptam să plece așa. Cred că i-am dat kickdown direct. Păi, chiar simt că e momentul să fac trecerea la BMW. Încă o dată, a trecut o zi, am avut timp să mă gândesc la S-Coupe-ul care îmi plăcea așa mult până să-l văd în realitate. Îmi place. Îmi place la el spatele pe exterior, botul nu prea mă încântă pentru că este foarte, foarte îngust și e ridicată. Și faptul că nu o simt atât de sportivă, nu, parcă nu mai simt dacă e momentul să-mi iau la vârsta asta. Aș încerca ceva mai sportiv, mai sportiv la condus, cum a fost și cu, știți, când am avut pe mână M5-ul de m-am îndrăgostit de el și am zis că e mașina visurilor mele. Am trecut iar la Mercedes-ul meu, l-am uitat și acum iar că am un pic pe mână un M8 Competition, vă zic de acum, eu nu o să-mi iau M8 dacă mi-au seria 8, o să-mi iau M850i pentru că asta mi-aș permite maxim. Și hai să o dăm o dată și pe M2. Hai să... Vai de capul meu, mă bag în scaun direct, nu știu dacă înțelegeți senzația. Mamă, mamă, mamă. Deci chiar mi-a întors gândurile peste cap. Eu îmi și imaginasem cum o să-mi fac, cum o să tunez S-Coupe-ul pe care mi-l iau, vă realizați? Și acum mi-a dat mințile peste cap să conduc seria 8. Este o senzație superbă și direcția cât de ușoară e, eu aș putea să o conduc cu un deget, uitați-vă. Bine, nu zic că îmi place mai mult volanul de Mercedes, doar că și volanul de BMW pot să-l customizez foarte bine cum... Aștept și acum volanul la mașina mea, așa de ușor pot să-mi fac și un volan custom de BMW, nu înseamnă că ăsta e un criteriu pentru care nu mi-aș lua BMW. Dar aștept, știți că apreciez și vă ascult, părerile voastre să comparăm așa, în linii mari, BMW, Mercedes, plusuri, minusuri. După părerea voastră, normal că în final decizia mi-aparține și preferința mea, dar chiar ascult de voi și... primesc sfaturile voastre. Am dat și o tură cu M8-ul, n-am ce să zic, fără cusur. Din punct de vedere al logisticii, locul din spate nu prea există, într-adevăr
dacă îmi iau mașina și sunt prieteni, haideți să vă dau o tură, nu prea am legătură cum să-l bag acolo, maxim încă unul în spate, pe Denisa cred că pot să bag în spate. Și cam asta a fost și cu M8-ul. După mult timp de gândire și teste, m-am gândit că cea mai potrivită mașină pentru mine și ca ce îmi doresc eu și ca buget este un M850i Cabrio. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, vreau să lăsați chiar acum în comentarii păreri pro și contra și ce ați alege voi în locul meu. Cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut și până data viitoare v-am pupat. Pa, pa!